și eu partea mea de poveste. Prin 2013 am aplicat pentru un proiect. Cu un proiect în speranța că primim finanțare de la FDSC. Era vorba de un proiect mic, undeva la vreo 30.000 de euro și ideea era să facem trei lucruri. Și anume interviu de istorie orală cu supraviețuitorii romei deportărilor în Transnistria. Să-i ajutăm cu aplicațiile pentru legea 189, e vorba de o pensie care în perioada respectivă era de 200 de lei pentru cei de 2 ani de deportare. Și supraviețuitorii romi aveau dreptul la această pensie și trei, să-i ajutăm cu așa zisă pensie de ghetto. Noi ne-am propus atunci să ajungem la 200 de supraviețuitori. După ani și ani am descoperit că am depășit cu mult acest target, dar frustrarea noastră a fost că ne-a fost mai ușor să-i ajutăm cu pensiile germane decât cu pensiile românești. Dar asta este altceva. Ce vreau să zic este că în 2014 eram disperat să găsim cât mai mulți supraviețuitori. Proiectul a fost și prost întocmit, în sensul că noi am zis că în 9 luni ajungem, facem tot ce ne-am propus și așa mai departe. Și da, am ajuns în 9 luni, dar, repet, eram într-o perioadă în care trebuia să ajungem la supraviețuitori. Ce înseamnă să ajungem la supraviețuitori? Nu există organizație romă a supraviețuitorilor, cum se întâmplă în cazul evreilor, care să aibă baze de date și așa mai departe. Așa că soluția a fost să apelăm la antropologi, la colegii de peste, de lângă noi, la Cătălina, de pildă, la Madalina Muscă, pentru romii căldărari din zona Galațiului și nu numai. Adică aveam deja experiență cu alți supraviețuitori romi. În primul rând, pentru că nu prea aveam timp, ne gândeam să mergem la romii foși nomazi. Adică prin anii 50, 60, 70 s-au sedentarizat, dar de ce romii nomazi? Pentru că ordinul dat de Antonescu în 1942 era ca toți romii identificați ca nomazi să fie deportați în Transnistria. În cazul romilor sedentari au mai fost excepții. Da? Ideea noastră era că dacă ajungem în comunitățile fost nomade, avem foarte mari șanse ca toți cei care aveau peste 75-80 de ani să fi fost deportați în Transnistria. Ei bine, asta a fost raționamentul și în momentul în care Cătălina mi-a zis că întâmpină o problemă, sincer să fiu, m-am bucurat. Da? Pentru că era o posibilitate de a intra în comunitate și pentru noi. Da? Adică făceam interviuri de istorie orală cu acești oameni în vârstă, îi și ajutam cu aplicațiile pentru drepturile legale și, evident, în momentul în care unii dintre ei și-au primit aceste pensii germane, ușile s-au deschis larg. Da? Și da, Nea Puiu este un povestitor minunat, adică interviul cu el s-a desfășurat, cred că de-a lungul întregii zile, de la prânz, la umbra celor copaci, cafeluță, până seara târziu și a continuat și în alte zile și periodic discuții telefonice și așa mai departe. Bun. Acum, eu sincer aveam anumite nelămuriri, da? Deci auzeam de pieptănare. Știam ceva de pieptănar din documentele de arhivă referitoare la Transnistria. Când Cătălina spunea că sunt baul sarba pieptănar, lucrul ăsta m-a nedumerit. Și da, pornind de la aceste interviuri de istorie orală, am simțit nevoia de a le completa cu multe alte surse. Adică sursele preferate erau documentele de arhivă, da? Pentru că oamenii aceștia au fost deportați din Țăndărei sau din zona Țăndărei. Ori astfel de acțiuni, evident, lasă urme. Problema este că, fiind până prin, la sfârșitul anului 30, începând anul 40, nomazi sau semi-nomazi, de fapt, mai degrabă semi-nomazi, acești oameni nu au lăsat urme. Sau chiar și acum, mulți dintre ei, cei de vârsta deportaților, sunt analfabeți. Așa că șansele de a-i găsi bine documentați în arhive au fost destul de puține. Dar ne-am dorit să vedem, să ne scufundăm cât se poate în trecut pentru a vedea ce e cu acești oameni. Ce e cu ursăricul? Ce este cu pieptănăricul? Cum de, la anumite contexte, își zic ursari în alte pieptănari sau cum de sunt identificați ca atari? Da? Și, practic, ce mi se pare mie foarte interesant în toată această cercetare a fost că ne-am dat seama că există riscul acesta al esențializării. Da? Deci vorbim de căldărari și, cum bine spunea Cătălina, ne imaginăm că în excelență au fost doar căldărari, dintotdeauna. Ursar la fel, argintar la fel și așa mai departe. Ori, în realitate, acești oameni
au umplut sau au deservit populația rurală românească sau din au fost foarte util pentru economia rurală a vremii, da? Anii 30-40 și iar, cum bine observa Cătălina, sau dacă nu aici în altă prejurare, au continuat să practice acest meșteșug sau meșteșugurile lor tradiționale în completarea muncii pe care o făceau inițial pentru boieri, da? Și ulterior pentru CAP-ul sau în anii 60-70 când Țăndăreiul se industrializează în fabrici. Dar revenim, da? Ursar. Da? Ne imaginăm, mai mult sau mai puțin romantic, oamenii ăștia mergeau cu ursul. Da? Da, cândva, oamenii ăștia mergeau cu ursul. Sau mai bine zis, mergeau și cu ursul. Și mergeau și cu ursul până și părinții, bunicii lui Neapuiu. Da? Dar, de fapt, vorbim cam de toți acești oameni. În spatele lui Neapuiu sunt mulți alții. Deci există riscul esențializării de a reduce acești oameni doar la cea mai exotică și mai vizibilă activitate. De fapt, mai exotică, ursăritul. Deci, odată ursar, mereu ursari? Nu. De fapt, pe lângă ursărit, da? Mers cu ursul. Practic asta înseamnă. Dar nu doar că juca ursul. Erau multe alte activități. Erau, de pildă, te călca ursul. Asta însemna că ai scăpat. Sau erau chestii care țineau de noroc. Da? Noroc sau arunca moartea în țigani. Sau erau diferite incantații sau de ochi. Da? Când se speria copilul, smulgeai tu ca mamă iubitoare câteva fire din sau cereai din directul salului din blana ursului și te duceai, făceai de ochi de frică. Da? Multe alte. Pe lângă aceste activități care țin strict de ursărit, țin de entertainment la urmă, de circ. Da? Oamenii au nevoie de circ, aveau nevoie de circ, aveau și acum au, dar să zicem că le exprimăm în alt fel aceste nevoi. Deci, ursar fierar, da? O altă activitate a ursarilor era fierăritul. Da? Nu doar atelierul de fierar imobil sau în satul cutare, ci făceau lucrul acesta ca nomad sau seminomad. Cărămidar, da? Pieptănar. Agricultură. Adică ceea ce zicem aici despre Neapuiu și ursarii lui, printre altele pieptănăritul, am observat-o că au făcut-o și alți călderari, să spunem, din zona Tuljului, da? În perioada ursar, scuze. Poate mergeau cu ursul, poate că nici nu mai aduceau aminte pentru anii 30 să fi mers ei sau părinții lor cu ursul. În cazul lui Neapuiu avem deja mă rog că el și aduce aminte de urs. Dar făceau cărămizi. Sau am vorbit acum vreo 2-3 ani cu alți supraviețitori, de data asta rudari. Ce știu noi de rus? Rudari. Că se ocupă de lemn. Făceau linguri, făceau copori, făceau divers. Da? Poftim? Fuse. Exact. Ori în realitate, nici meseria asta nu mai mergea, cum nici ursăritul nu mai mergea în perioada respectivă. Când și când. Deveneau deja mai profitabile alte activități economice. În cazul acestor rudari în apropierea Bucureștiului, cărămizile, pe timpul verii, și deși erau sedentari, deși tatele erau pe front și așa mai departe, pentru că au fost găsiți pe timpul verii la 50-60 de kilometri de localitatea de domiciliu, undeva la Dunații Copăceni, jandarmii respectivi au considerat nomad și au deportat în transmisie. De ce zic lucrul acesta? Pentru că nomad, seminomad, sedentari, bine, toate acestea sunt niște categorii destul de greu de definit. Și în perioada războiului, lucrurile acestea au făcut cumva sau date fiind interpretările sau date fiind criteriile foarte vagi care au venit de la autoritățile de sus în a identifica, așa zic și țigan problemă, au ajuns să fie deportați tot felul de oameni, inclusiv sedentari sau inclusiv români sau turci, ca rom. Bun. Dar dincolo de aceste meserii, hai să le spunem de ursărit, din esență. 2. Fierar, cărămidar, pieptănar, agricultură. E vorba și de agricultură. Adică, în epocă, s-au adaptat și au jucat un rol important pentru economia rurală, pentru populația rurală țărănească a vremii. Oameni care nu prea aveau acces la produse de fabrică, oameni care pentru poate o secere sau altceva preferau să adreseze sau pentru o căldare, nomazilor sau seminomazilor care treceau și așa mai departe, sau oameni care preferau să facă încă cum se cheamă, trocul, da? Deci vorbim de o lume rurală unde romii, meserile lor erau încă utile, da? Ori
Lucrul acesta a fost valabil înaintea Primului Război Mondial și pentru romii până atunci, sau chiar și în perioada interbelică, încă nomazi sau seminomazi, care nu erau, deci, nu au fost împroprietăriți, da? La reforma agrară de după Primul Război Mondial, practic, ei au continuat să constituie o forță de muncă apreciată de încă mari proprietari rurali, de așa zis și moșieri sau cum unii dintre supraviețitori zic, de boieri. Da? Deci aici aș vrea doar să punctez, pentru că Petre se duce așa în foarte multe direcții și ne dă foarte multe detalii și pierdem din vedere chestiile esențiale. Deci ce mi se pare foarte interesant e că, așa cum zice Petre, în urma reformelor agrare de la 1920, când au fost proprietăriți țăranii, da, sedentari, acești romi care practicau un soi de mobilitate pe care mă feresc să o numesc nomadism, pentru că, în primul rând, a fost întotdeauna circumscrisă unei arii geografice, a fost întotdeauna sezonieră, adică nu, oamenii ăștia nu umblau în continuu cu cortul în spate. Deci, în urma reformelor agrare de la 1900, de după Primul Război Mondial, când a fost împroprietărită, mă rog, o parte din țărănime, marile domenii agricole și-au pierdut mâna de lucru și atunci principala forță de lucru pe domeniile agricole au devenit acești romi nomazi, care au continuat cumva să aibă un soi, să ducă un soi de mobilitate sezonieră. Adică în timpul verii lucrau la boieri cu contracte de muncă și Napuiu își amintește cum avea un reprezentant romic, Vătaf, cred că îi zicea, care încheia contractul pentru anul viitor cu boierul, de cele mai multe ori primind o sumă în avans, iar Vătaful se angaja cumva să aducă pe moșia boierului în jur de 50-60 de familii de romi, care lucrau, zice Napuiu, de primăvara până îngheța pământul. Și care în perioada iernii, după ce îngheța pământul și se terminau muncile agricole, practicau, își puneau, fie stăteau în bordee la marginile unor, la marginea satului, fie în căruțe cu coviltiri și practicau un soi de mobilitate pentru a vinde produsele astea pe care le putem include în categoria pieptenilor, făcute din corn de animale. Deci mergeau în sate și vindeau asta, în timp ce vara lucrau în agricultură. Și contractele pe care le încheiau vătafii cu moșierii, cu boierii, constau în stabilirea unui salariu pe Napuiu și amintea că era un salariu pe care îl primeau lunar și mâncare primeau de la boier pe toată perioada muncilor agricole. Și e foarte interesant că când încep deportările romilor, da, o să-l las pe Petre să vorbească mai pe larg despre asta, boierii sunt cei care se opun deportării romilor. Adică dacă romii au fost deportați sub pretextul că parazitau, că nu aveau de lucru, că erau, mă rog, diferiți, ca să zic așa, de populația de țărani agricoli, se pare că, adică, aceasta a fost o reprezentare greșită a organelor de ordine care au pus în practică deportările, pentru că, de fapt, romii au constituit o forță de muncă foarte importantă în agricultură în perioada interbelică. Romii de care vorbim noi. Vrei să...
mulțumesc, dar eu tot în, ca istoric o să revin încă o dată în, în trecut și apoi o să ne apropiem. Iar o vreau să vă arăt niște poze de la început de secol 19 cu ursarii așa cum erau reprezentați pe pereții unor biserici din Oltenia, chiar în calitate de, de titori, da? La fel, în cărți poștale, sigur, se păstrează această, care sunt înscenate în bună măsură, aspecte, să spunem, caracteristice sau esențializate ale, ale lor. Deci, da, în mod tradițional, și văd că am vorbit deja, aici sunt câteva exemple, dacă putem sau nu crea un fel sau o perspectivă cronologică, îi găsim pe ursari deja la 1730, spiritul de secolul 18, început de secolul 19, bisericii din Oltenia, călători străini, de pildă era un general austriac, unde spune că a văzut aici în Oltenia, ocupată în perioada respectivă de către austrieci, câțiva țigani care reușeau să facă 12 ori să danseze cântând Bloody Fresh Zambar, da? Ai pe Pușkin, ai tot felul, Cogălicianu și așa mai departe. L-ai și pe Zane, da? Colecția lui de paremiologie, definiția ursar, ființă omenească, murdară, în fapte, vorbe și straie. Dar, la început de secol XIX, se observă, sau unii încep să observă declinul acestui ursărit. Da, autoritățile devin tot mai dure față de ursari, oamenii încep, sau societatea, sau vârfurile, elitele, să dezvolte o anumită atitudine, și anume a te adresa animalele, sau acum știm că unii nu vor să meargă la grădina zoologică, sau nu vor să meargă la circ. Da, e bine, în epocă încep să se schițeze, sau să fie preluate niște chestii de legislație pentru protecția animalelor. Apare societatea pentru protecția animalelor. Și încep oamenii să zică că este o barbarie, este o chestie de oprit în primitivism, condamnabil, nu vrem să fim caracterizați prin așa ceva, și mai ales dacă este vorba de niște țigani care practică chestia asta, cu atât, cu atât mai mult, da? Deci ursarii încep să fie asociați cu brutalitatea contra animale și cu primitivism. Deci, Liga Națiunilor este un exemplu. Sau deja sunt introduși în codul penal de prin deja 36-37 aceste pedepse, da? Deci să se ia măsuri ca ursarii să nu mai poată intra în orașe și cam asta este, de fapt, ordinea. Da? Deci legea este aplicată mai strict în oraș, apoi ne spunea neapoi că ultimul de la din familie care a trebuit să renunțe la urs, cred că a făcut-o prin 50 și ceva. Da? Dispar ursarii? Întrebare nu, pentru că ursarii sunt mai mult decât simpla meserie de a plimba, de a duce, de a juca ursul în diferite comuni. Da? Și acum cu pieptenăritul. Da? Este o chestie foarte recentă? Nu. Nevoie de piepteni a existat din totdeauna. Este ce să ne uităm, cred că de prin preistorie încoace. Da? Și observăm deja la Cogălicianu 1891, care vorbește despre ursari care facă că meseria de a domesticare animal, dar totuși se dau lucrurile pământului. Da? La 1880, la Barbu Constantinescu, iar vedem o poezie, el deja publicând sau strângând, de fapt, colecții sau poezii sau probe de literatură, să spunem, țigănească, în diferite dialecte și, în cazul acesta, în dialectul sărăș și cu traducerea, eu vă dau aici doar traducerea și subliniez, pleacă-l tău bărbat cu pieptul. Da? Suntem prin anii 1880, Șerboianu, care are o carte la 1930, la fel observă. Deci se observă deja pieptenăritul, deja în deci, secolul 18. Referitor la, la muncă, da? Oamenii aceștia, repet, și ce a spus Cătălina și ce am apucat, o să zic puțin mai devreme, erau foarte utili în economia vremii, da? Și deserveau în fel și erau foarte flexibili, erau pragmatici, da? Și umpleau anumite nișe, da? De seminomazi din țăndări. Asta am zis-o deja cu reforma agrară. Au fost și alți ursari, de pildă din zona Toflea, dacă vă sunt cunoscuți cei de acolo. Din interviurile cu supraviețuitori de acolo am descoperit că ei au fost împrioritariți după Primul Război Mondial, pentru că ei erau deja sedentari în, în zona respectivă. N-au primit pământ acolo, au primit peste un deal, dar și continuu. Nu mai contează asta. Bine, nu mai contează asta, vă zic în particular data viitoare. Da? Deci, agricultura s-a mecanizat, era nevoie de forță de muncă. Iar, mi-e teamă că, de fapt, Cătălina deja a zis lucrurile acestea, nu știu dacă se le mai zic și eu, primăvara, toamna, Neapuiul a putut să spună mai multe moșii unde ei au, au lucrat, o să avem și o hartă, și iarna munceau ca fierari și pieptenari, și anume, practic avem o hartă a României cu două cercuri, mai nu, nu le-aș zice chiar cercuri, dar să spunem niște zone care se suprapun. Da? Deci o chestie de mobilitate privind munca pe timpul verii la diferite moșii, da?
veri, primăvară, toamnă, și de când îngheța pământul până în primăvară, erau mult mai mobili, da? Mergând, de fapt, în bună măsură, după poarne, da? Materia primă din care făceau piepte, și asta însemna că se duceau mai ales la abatoare. Da? Și o să vedem harta respectivă. Lipsa documentelor din această perioadă, pentru că vorbim despre niște oameni mobili, așa zis, nomazi, care sunt foarte greu de prinși în documente. Adică, de-abia înaintea deportărilor, când au nevoie să îi identifice și să îi localizeze pentru deportări, de-abia atunci apar, am găsit primul document la de la 1937, un document emis de primăria Țăndăreiului, mă rog, un tabel cu cei care aveau proprietate în Țăndărei, și aș vrea puțin, Petre, să discutăm problema asta a sedentarizării, că pe mine asta m-a interesat. Când au ajuns ei, de fapt, să locuiască, să-și cumpere case în Țăndărei? Dacă, deci, perioada asta interbelică despre care vorbim, ei lucrează pe moșii agricole, avem harta cumva, care sunt cumva între... sunt pe o suprafață... Asta este mână bună, asta. E bine că nu microfonul, suficient de mobil. Țăndăreiul este aici, da? Neapoi toți ceilalți călărat, pietenarul sau cu care am vorbit, se află în Țăndărei și în zona Petești. Dar, de fapt, în prezent, da? Casele avându-le acolo. Dar, de fapt, ei practic toți au spus că mergeau pe tipul verii, da? În sezonul cald, la aceste moșii. Deci, practic, avem aici un fel de triunghi. Da? Și aici sunt două moșii, aici este Rasova, de unde au și fost deportați, duși la Țăndărești și deportați în septembrie 42. Aici este Munchea Brăilei, unde Neapuiu și ceilalți pietenari spuneau că au stat mai mult, dar în urma unor conflicte grupurile s-au fragmentat iar și ei au venit cumva, deci pe undeva în a doua jumătate a anilor 30, deci 36-37, au început să stea mai mult aici. Ce înseamnă să stea mai mult aici? Au început să-și cumpere pământ, da? Iar în 1942, deja descoperim în septembrie, când oamenii aceștia sunt deportați, ei sunt considerați de către autorități ca fiind sedentari. Deși, dintr-o altă perspectivă, da, ținând cont de felul acesta economic, da, de a munci, vară erau mobili, iarnă iar mobili, vânzându-și lucrurile acestea. Adică avea o casă, nu prea făcea sens pentru tipul acesta de agregare al lor, da? Și totuși, în 1937, potrivit acelui tabel din 1942, când autoritățile identifică și vor să afle ce proprietăți au și sunt românizate, preluate decent, adică confiscate de stat și deportați în Transnistria, descoperim un lucru interesant. Și asta ne oferă accesul la a vedea cum se produce sedentarizarea lor. Și anume vedem că în 1937, unul dintre ei, un anume Mazărache, care este liderul recunoscut de mai toți pietenarii și în Transnistria, are deja o casă. Este deja proprietar de casă, de loc de pământ și așa mai departe. Ori, în 1942, 5 ani mai târziu, vedeam că unii au case și putem vedea ce fel de case au. Cu ușă, cu fereastră. Alții au casă, dar n-au fereastră, n-au ușă. Lucruri de genul acesta. Alții au bordei. Sau alții nu au nici casă, nici bordei, dar au locul de casă. Da? Deci, practic, observăm că unii începuseră sau poate își permiteau să aibă acea casă, poate își permiteau să stea deja acolo, da? Alții, poate că au simțit, au recurs la un subterfugiu birocratic, să aibă loc de casă pentru a ține de unitate administrativă, pentru a nu suporta rigorile legii. Și ce înseamnă rigorile legii? Nu înseamnă o pedeapsă, nu. Numai că deja în 1934, autoritățile, Inspectoratul General al Jandarmeriei, cel care peste ani îi va și deporta sau va organiza deportarea lor, începe să fie tot mai strict, da?
cu nomazi. Da? Deci încep să fie emise documente de identitate, inclusiv pentru aceștia. Deci statul devine tot mai eficient din punctul acesta de vedere al supravegherii. Și da, în interval de câțiva ani, oamenii aceștia încearcă să se acopere din punct de vedere administrativ și își cumpără proprietăți. S-ar putea să fie doar lucrul acesta, dar nu cred, pentru că unii deja aveau case și se sedentarizau. Iar faptul că ei, din punct de vedere birocratic, aveau case, aveau proprietăți, chiar dacă au fost identificați ca nomazi sau seminomazi de către alte autorități, da, din județul Constanța, faptul că ei aveau acele proprietăți nu le-a permis autorităților să-i deporteze ca nomazi. Da? Deci este un lucru cumva aparte în cazul lor. Deci asta este treaba cu moșiile unde lucrau, da? Și asta este vorba, deci este un cerc care îl circunscrie, un cerc, o zonă care îl circunscrie pe cealaltă, mult mai largă și practic aici vorbim de o mobilitate mult extinsă pe timpul ierii. Când trebuiau să fie mobil pentru a găsi coarne și coarne găseau în două feluri. La cantitate mare, de la abatoare, sau într-o cantitate mică, de la țărani care, nu știu, lămuriseră vaca în bătătură sau sacrificaseră și le deau corn, da? Deci într-o lume unde nimic nu se pierde, inclusiv cornul de vacă se transformă în pierdeni. Care pierdeni sunt foarte utile în condițiile precare ale igienei epocii. Români, rom și așa mai departe. Și toți o zic, și de fapt Nena Puiu vorbește despre business-ul, pe care îl avea chiar mult în perioada comunistă, când se ducea și la orfelinate și vindea tot felul de pierduri. De ce? Mai ales în zone cu o igienă precară. Bun. Cred că asta am avut de zis răspunzând provocării Cătălinei. Da, pe timpul verii, pentru că boierul avea mult pământ, boierul, generic zis. Deci avea nevoie de foarte mulți oameni, era vital pentru proprietar să aibă o interfață și aceștia puteau fi vătați sau mazarache de care vorbeam, sau porumbițe sau natale și așa mai departe, care erau responsabili, erau cu intermediere acestei relații boieri oameni. Da? Deci ei ca lideri, recunoscuți de comunitate, angajau 60-70 de oameni, iar în timpul iernii, când nu mai era nevoie de ei, da? Evident, oamenii aceștia își continuau meseria, recurgând la meșteșugul, să-i spunem tradițional, recurgând deci la celălalt tip de mobilitate, da? Dacă Cătălina a zis deja acest lucru, erau util economic, lucru recunoscut chiar prin faptul că marii proprietari, în 42 și chiar mai târziu, în 43, au cerut sistarea deportărilor sau chiar în cazul în care acești oameni, și inclusiv familia lui Nea Puiu este amintită în documente, în cazul în care acești oameni erau deja deportați în Transnistria, ei bine, ei să fie readuși în țară, și anume pe moșia respectivului boier, pentru a munci, deci pentru a fi de mai departe util economic. Da? Asta am zis-o cu păduchii, cum își procurau materia primă, am zis-o și pe asta, de la avatoare cantități mari, 20-25 kg de coarne, în schimbul muncii, că și munceau câteva zile pentru asta, și a plății. Și aici eu, cum spunea Nea Puiu, dintr-un kilogram de coarne, circa 10 piepteni, da? Cam 10 piepteni erau făcuți pe zi, un piepten 10 lei, asta însemna 100 de lei, în condițiile în care kilogramul de carne ar fi fost 4 lei, da? Asta este harta, cu perioada, să spunem, anterioară deportării, cea din zona Dunării și după război, și cred că va vorbi Cătălina mai pendelete, vor pleca în zona Ardealului și asta pentru că la Dunăre deja erau mari probleme din cauza foametei. Da? Asta e cu sedentarizarea, se stabiliseră, doar o parte aveau casă sau bolepeteni, cei mai mulți aveau doar lucruri de casă. Da? Și asta este tabelul din 1942 și avem toate numele cu celor, deci tablou recapitulativ de inventariere a averei imobile și mobile ale țiganilor evacuați în Transnistria. Suntem la mijlocul septembrie 1942 și aici vedem, uitați, nu știu, sincer nu știu, proprietatea, el avea deja două locuri, 750 de metri, 1500 de metri, după aia.
case, pentru teren posede și așa mai departe. Ei bine, acest tabel are foarte multe pagini, sunt câteva sute de, sau câteva zeci de, 67 de nume, deci sunt capii de familie, asta înseamnă câteva sute de, de persoane. Și aici suntem la Țăndărei, de fapt este aceeași gară de unde oamenii au și fost deportați în septembrie 1942. Din Constanța, de fapt în septembrie 42, 12-20, 13.000, mai mult de 13.000 de romi sedentari sunt deportați cu ajutorul la 10, a 9 trenuri speciale, iar din, prin Țăndărei a trecut unul dintre aceste trenuri, fie mai mult de 1.000 de persoane din zona, zona Constanța-Ialomița deportați. Da? Și practic, aceasta este în mare ruta. Da? Deci Constanța, Țăndărei și după aia merge spre Tighina și locul de debarcare este, în cazul sedentarilor, județul Ociacov, Grigorește Ociacov. Da? Aici este un dosar cu cei care au mai apucat să revină din Transnistria. Și poate că ar trebui să vorbim puțin despre această diferență între realitatea social-economică și acești oameni încă erau utili cu meșteșugurile lor sau chiar ca muncitori necalificați pe timpul verii, dar aveau meșteșuguri, da? Pe de o parte, deci utilitatea economică ca fapt concret real și criminalizarea efectuată de către autoritățile polițienești care aveau această frustrare că nu pot exercita controlul în absența, știu și eu, fixării acestor oameni. Da? Și aici este un lucru destul de interesant, pentru că, pe de o parte, vedem că acești oameni deja se sedentarizau. Doar că, dincolo de sedentarizarea care a început să se realizeze, intervin alte interese la nivel local, și anume teama unor autorități locale, nu de țiganul care vine și care pleacă, ci de țiganul sau de țiganii care vin și nu mai pleacă. Da? Pentru că în epocă, în Țăndărei, încep să se desedentarizeze și acești oameni, dincolo de cei, de cei vătrași. Și se produce un fel de combinație explozivă, da? Care va radicaliza autoritățile locale. De ce zic asta? Pentru că Ion Antonescu, în 1942, încă din primăvară, când ordonă o recenzarea de către poliția, așa zisilor, țigan problemă, zice, toți nomazii, și acei țigani sedentari, problemă, care au cazier, sau, și pun accentul pe sau, care nu au mijloace de existență stabile care să le permită un trai cinstit. Da? Și practic, că mulți consideră încă și acum că, domnule, au fost deportați de către Antonescu, Mâncarul Tata, doar țiganii periculoși, că știi că, de fapt, toți țiganii sunt periculoși sau ceva de genul ăsta. În realitate, toți nomazii au fost deportați, nimeni nu a condiționat deportarea acestor oameni de vreun cazier. Da? Deci e o chestie de criminalizare, de percepere, categorizare, da? Acestor oameni și criminalizare, evident. În cazul romilor sedentari este un lucru și mai interesant, acest sau. În cazul în care vorbești de cazier, vorbești de ceva relativ obiectiv. Da? Chiar că au fost deportați și oameni care furaseră poate o găină în 1903 și avem astfel de cazuri și în 1904, deci aproape 40 de ani mai târziu, deși respectivii nu mai comiseseră nimic și erau integrați, au unele autorități și în cazul acesta au luat măsura de a-l deporta. Da? Deci, dincolo de criteriile venite de sus, autoritățile locale au interpretat în fel și chip, în funcție de sensibilitățile și de interesele locale, ordinele. Da? Și în anumite localități, de pildă Pitești, au fost deportați 1.000 de oameni, în alte localități nimeni, da? Dintre romi, deși, de pildă, Câmpul Lung, dau un exemplu, Pitești, Câmpul Lung, da? Localități având cam aceeași pondere a romilor în, în ansamblul populației, dar Pitești o deportează 1.000 de oameni, deși la recensământ se declarase în 322 de persoane, deci erau mult mai mulți decât cei care se auto-identificau la recensământ, dar Câmpul Lungul propune spre deportare tot acela Câmpul Lung Muscel, deci doar 60 de km de distanță, e cineva din Câmpul Lung Muscel. Propune spre deportare 3 persoane și deportează o singură persoană. Deci sunt foarte mari, foarte mari diferențe. Deci,
Criteriile erau foarte vagi, spațiul de manevră considerabil pentru autoritățile locale, adesea poliția și jandarmeria au abuzat de aceste criterii pentru a deporta Kemal. Și cazul concret al Ialomiței, în 25 mai 42 la Ialomița sunt considerați ca fiind sedentar problemă doar 147 de persoane. Da? Doar că la sfârșitul, deci se referă strict la cei care aveau poftim? Care aveau cazieri și de fapt n-au început evident femei și copii, ci doar la acești bărbați care aveau cazieri. Două luni mai târziu însă au venit cu o nouă listă, da? Alți 308 romi propus spre deportare și au trebuit să justifice cumva, numai că, vedeți, criteriile acelea foarte vagi le-au permis să ia măsuri fără a fi trage la răspundere. Și anume, există indicii că trăiesc din furt, doar indicii, da? Nu aveau nimic concret. Mai este o chestie cumva ipocrită, care nu au mijloace de existență stabile care să le permită un trai cistit. Deci, niște autorități locale care nu reușesc să le dovedească pentru acești oameni infracționalitate, pentru că probabil mijloace stabile nu au văzut să înainte. Ceea ce nu îi determina să pe acești oameni să comită niște infracțiuni, adică să aibă cazier. Da? Deci, este un grad foarte mare de arbitrar aici, în toată povestea aceasta. Referitor la Puiu, și deja intrăm foarte mult în detalii. Vreți să intrăm în detalii sau... Mi se spune că nu mai avem timp. Ideea e că după sau nu, mai să povestești puțin despre pieptănare în Transnistria. Ok, pieptănare în Transnistria. E un lucru interesant cu pieptănare în Transnistria. De ce, comparativ cu alte grupuri de romi deportați în Transnistria, mortalitatea la romii pieptănari este mai redusă. Da? Deci îi găsim și mai târziu, sunt niște tabele produse de autorități în 1942, în decembrie, deci la câteva luni, descoperim că muriseră doar foarte puțin dintre ei, da? Doar, nu știu, 5, 10, 15. Asta în condițiile în care pentru alte localități sau județe de origine, mortalitatea era mult mai mare. Și mai mult decât atât, revin, mulți dintre romii deportați în Transnistria au murit, pentru că au fost expuși unor condiții absolut odioase. Deci, fără alimente, fără lemne de foc, fără case, unii au stat, au înghețat în aer liber. Și, în bună măsură, pentru că nu aveau nici haine, au fost deportați în timpul verii sau în timpul sau în septembrie, sau pentru că bunurile au fost confiscate fie în țară, fie în Transnistria, erau expuși acestor intemperii, la urmă, arme și nu numai. Dar ce vreau să zic este, a izbumit tifosul, da? Din ce cauză păduri. La fel, era o foarte mare nevoie de pierteni, la fel în gaz și alte substanțe, dar de pierteni pentru a elimina păduchii și lindele și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că a apărut acest debușeu pentru pieptenari. Și comparativ cu alte grupuri, oarecum autoritățile s-au văzut nevoite să recunoască utilitatea lor economică. Și unii dintre ei dispun de o anumită mobilitate chiar și în Transnistria. Sigur, e vorba de delegați, nu mai e vorba de toți. Adică aveau un fel de bilet de ordine, erau însoțiți de escortă compusă din jandar. Unora, liderilor, li s-a permis să plece unde? La abatorul de la Odessa, ca să procure, pierteni, ca să muncească, ca să producă. Și grupul acesta e interesant pentru că are de pieptenari, are succes. În sensul că atunci când alții mureau și în 43 de frig, ei, și observă cu o anumită mândrie liderii aceștia, noi am reușit să ne întreținem singuri. Dar este un caz apart. Da? De cei mai mulți dintre romi nu au, sau utilitatea lor economică nu a fost recunoscută ca atare. Și mai era un caz aici interesant. Uitați, să se numele la acest suspect, vă rugăm să binevoiți, ne-a aprobat circa 5.000 de kilograme cu oare de vită din apatolul de li s-a aprobat această cerere. Mai este un caz interesant cu tatăl, cu unchiul lui Nea Puiu. Pentru că unchiul Nea Puiu fusese soldat în armata română, mare invalid de război, dar chiar și familia lui a fost deportată, el împreună cu familia lui în Transnistria, și îl găsim deja în octombrie 42, deci subsemnat, țigan, mobilizat, fie invalid de război, evacuați împreună cu familia din țara comunei, Ceainului, Oceacov 3, Dube, Dumanovca și așa mai departe, binevoiți, familia noastră, în prezent, în stradă postită, octombrie 42, da?
sau sub cer liber să fie încartiluite până la soluționarea etc. Întrucât din cauza timpului rece, copiii noștri vor muri de frig înainte de a sosi de la acest guvernament aprobarea Ministerului de Interne. Nu o să se suscite de rapid aprobarea cei doi copii ai lui Păun, de Ion, invalid de război în calitate de soldat român, au murit în Transnistria. Sigur, în documente de arhivă, vedeți aici, apar trei copii. Duțu, 7 luni, Petru, 3 ani, Ioana, 6 ani. Și mai este un lucru interesant în documentul de arhivă. El spune că este originar din comuna Miloșești. Dar în acel document din 42, din septembrie, cu bunurile confiscate, el figurează ca originar, deci din comuna din Țăndărei. Ceea ce înseamnă că pentru acest om e o anumită incongruitate între percepția statului, deci îl atribuie statul unui loc unde respectivul are proprietate, deci o perspectivă de sus, dar pentru acest om, care probabil era în continuare seminomad, conta mai mult sau simțea că este acasă, comuna Miloșești, unde acasă înseamnă poate relații mai bune cu autoritățile locale, cu oamenii, cu românii, în rândul cărora locuia. Da? Și chiar familia lui Neatuiu, cei care supraviețuiesc, când revin în țară, nu se duc acasă la Țăndărei, se duc acasă la Miloșești. Acasă la Miloșești, deci e o altă percepție a privire la casă. Da? Aici este un act al lui Păun de Ioan. Și este iar un lucru foarte interesant. Cum percep anumite autorități polițienești actele sau tabele nominale cu romii care aflați în Transnistria, invocă, domnule, a fost, nu ar fi trebuit să fim deportați, ați văzut invalizi de război și așa mai departe. Unele autorități locale sunt foarte atente și verifică. Pixulescu, da, nomad, copil, a fost o greșeală. Georgescu, nu, e o putoare, nu știu ce, îl ținem acolo, da? În cazul Ialomiței, pentru toți cei mai bine de 500 de romi deportați de pe raza județului, descoperim că legiunea de jandarmi Ialomița, deci pentru absolut toți, da? E aceeași decizie și anume oamenii să nu fie adreluși în țară. Da? Indiferent că oamenii aceștia nu aveau cazier, indiferent că puteau demonstra, da, de la poliția locală că nu aveau cazier, puteau documenta aceste lucruri, sau că erau invalizi de război și teoretic, n-ar fi trebuit deportați. Care este avizul comandantului Legiunii Naționale Patrierii? Sute de părere ca toți să rămână pe loc, fiind cele mai rele elemente. Cu plecarea lor a încetat aproape complex furtul, jaful excluiei. Populația binecuvântează măsura luată ca scăpat de ei. Acest țigan nu merită nicio favoare. Deci e o gândire... da? Gata. La... Ok. Și suntem la perioada comunistă, dacă vreți să mai știu ceva. Nu, astea, nu mai vreau să zicem nimic. Dacă vreți în astea, să puneți întrebări. Nu, după deportare, deci... se pare că numărul romilor... Adică noi nu am zis, deocamdată, Petre nu a menționat faptul că ursarii slash pieptănarii care au avut proprietăți în orice formă de proprietate în Țăndărei înainte de deportare, au fost comasați în acea zonă cartier al orașului de azi, pe vremea aia satul Strachina, care în perioada comunistă, când în Țăndărei au funcționat două CAP-uri, fabrică de ulei, fabrică de cărămidă și mă rog, toată, adică industria a fost înfloritoare. Populația de romi din Strachina a crescut. Părerea mea este că, adică, sigur a existat o migrație internă, adică pentru locurile de muncă. Știm din alte cazuri similare că s-a migrat foarte mult din Moldova în sudul țării, unde s-a dezvoltat industria. Și în perioada asta, de exemplu, Neapuiu își amintește că prin anii 60 am muncit 5 ani la CAP, după care a lucrat la fabrica de cărămidă, parcă, și în tot acest timp a continuat să practice pieptănăritul, care nu se mai, adică a devenit o activitate, adică
s-a redus ca amploare activitatea, pentru că nu mai putea, fiind angajat la fabrică, cât timp a lucrat la CAP, e foarte interesant că practicau o muncă și mobilitate sezonieră similară cu cea practicată în perioada interbelică. În vara lucrau la CAP-uri și iarna mergeau cu piepten prin țară, de data asta cu trenul, că exista deja infrastructură, autobuz, vapor. Da, își amintește că la orfelinate era mare nevoie de piepteni, la frizerii, lucra pentru frizerii pe comandă. Da, ideea e că, deci în perioada comunistă, mulți dintre romii pieptănari au lucrat fie la fabrică, fie în agricultură și, repet, numărul lor a crescut foarte mult, cred, de, da, așa. Și, mă rog, ce s-a întâmplat după 89? Deci, în momentul de față, nu mai funcționează, adică, imediat după, în anii 90, când au fost desființate fermele agricole și fabricile, oamenii nu au mai avut de lucru și vorbesc și de rom și de român. Și, mă rog, a început o migrație externă, în care au fost implicați nu doar romii și în momentul ăsta rata șomajului este foarte mare, așa, asta e o chestie care mi se pare cumva foarte interesantă. În județul Ialomița rata șomajului este 80%, ceea ce, adică dacă te gândești, nu există niciun alt județ în țară cu o rată a șomajului așa de mare și nu mai avea explicații pentru faptul că, adică din ce trăiesc oamenii ăia. Și totuși diferențele de avere sunt foarte mari, adică au apărut discrepanțe foarte mari. Și nu știu altceva ce să zic. Cam asta. Acum e greu cumva, adică dacă la nivel local s-a împământenit ideea asta că, adică cumva oamenii asociază criminalitatea care este pusă pe seama romilor în ziua de azi cu un soi de viață nomad pe care au dus-o în trecut, noi ce am vrut să demonstrăm în prezentarea noastră este că nu este vorba de un nomadism istoric care se perpetuează în prezent, ci este vorba de forme de mobilitate diferite care cumva se pliază pe activitățile economice pe care le practică într-o anumită perioadă sau alta și care activități economice sunt cumva foarte bine încorporate în economia locală. Poate ce aș mai vrea eu să spun că faptul că în presă se vorbește cumva de, adică sunt mai degrabă criminalizați romii din Țăndărei, ce am văzut eu când am fost acolo e că nivelul de corupție generală este foarte mare. Adică vă spuneam că în 2014 primarul, care era reprezentant PSD, a fost arestat pentru corupție. Adică nu e o chestie care ar fi specifică romilor. Asta este părerea mea, mă rog, să o demonstrez. Dar cred că ar fi bine să ne gândim cumva că romii sunt cumva integrați foarte bine în economiile locale. Nu sunt o chestie diferită de ceea ce se întâmplă la nivel local. Mulțumim!